Salut, salut, aici este Alex Fego, bine ați revenit la o primă parte din prima serie la jocul 7 Days to Die. Este prima dată când mă loghez în acest joc, nu am niciun fel de experiență, nu știu despre ce este vorba, doar știu că este un joc de Surviving Horror Experience și ca în orice joc de zombie trebuie să supraviețuiești cât mai mult. Ca ajutoare și ca ghiduri ale mele, ghiduri, în acest joc îl am astăzi pe Duță și pe un nou prieten al nostru, George, care m-a adus la curent cu jocul ăsta și mi s-a părut interesant. Apa și tu la cărtab. Așa. Scrie DM. DM. Spațiu. Da. On. Cum? Dar nu vreau gear, nu vreau asta. Păi nu-ți dă gear, Dar bă. ce se face? Nu știu. De-a bug merg. Nu știu, cred că... Hai, nu Iată. contează, haideți băieți, Sunt ziceți-mi ce trebuie să fac, ziceți-mi ce pe unde mergem, unde... Tot prin gunoaie, chestii. Trestii. Wow. Eu am Fuego. Avem hart, avem ceva la început? Da. Avem ciuciu la început. Avem map. Map. Avem map? Da, luați-vă de aici tot ce vă trebuie. Cu cabarmentul. Și să înțeleg că absolut tot ce găsești ne trebuie, nu? Da. Mai ales așa ceva. Ce așa Oh, ceva? acum ai găsit pistol, you bastard. Păi, voiam să mai juca să înțeleg jocul ăsta. Ce zici și mie ceva despre Vino el? Pa. Spune-te Deci, și nouă. Nu prea ai mult de explicat. Deci, în astea poți dai E și intri în Așa, ea. deci nu mă refer la inventar. Ah. Mă refer la joc, despre lume. Este vastă, e mare. Cât de Nu mare e e harta? așa de mare. Dacă dau M, pot să vă văd pe voi pe hartă, Da, indiferent de locația unde sunt? noi suntem prin ghirile alea verzi. Da, am înțeles, dar pot să vă văd, chiar dacă nu sunt lângă voi, pot să vă văd pe hartă? Da. Da? Oh. Dar de ce s-a luat de la tembe acolo? Bă, băieți, nu știu ce ați făcut, dar ați lăsat un ghiozdan aici. Și câteva cartușe pentru un sniper. Prin câteva mă refer unul. Deci noi acum, dacă mai intra și un prieten al nostru, Costi, mă gândeam să facem o chestie. Duță știe despre ce este vorba, mă gândeam să facem un fel de clan. Eu cu Costi sau cu Duță, nu contează. Bănuiesc că aș juca cu Duță, că este puțin mai experimentat. Costi a mai jucat vreodată jocul ăsta? Atunci eu aș juca cu Duță și George joacă cu Costi. Și cum ar fi, am face două clanuri. Și de la spawn unde să ne întâlnim, doi fug într-o parte și doi către cealaltă parte și vedem care gașcă trăiește cel mai mult. Sau dacă vrei o survival mai bun, omorâm între noi. Păi Când ne exact, întâlnim. asta e, când ne întâlnim automat, ne împușcăm, știi, care supraviețuiește cel mai mult. Asta înseamnă că ai murit de frig. Ai, nu știu dacă aș muri eu pe el. Ok, deci eu zic să mergem undeva. Am găsit o conservă care au dispărut unul. Alo? Ro. Tu ești ăsta care stai jos? Eu stau jos acum? M-a dus la spam. Păi Ce n-ai mai și... apurit? Eu te vedeam în fața mea și nu a dispărut. Și la mine s-a întâmplat la fel. La G. Păi haideți mă băieți, ce facem? Mi se pare deja o plictiseală totală. Nu știți ce să facem în asta? Voi ce Ba ați da, făcut până acum? dar cum să nu da? Trebuie să vă aștept pe voi să veniți. Trebuie Și să noi mergem mergem. jos. Trebuie Ce? să... Dai space, Așa, așa. gata. Trebuie să mergem să găsim o locație și acolo să ne construim o bază. Ne baric. Mamă, What ce a the fost asta? fuck? Ai broaște în gât. Costi, tu Ce ai mai... tu vrei să intri și tu? Uite, Fuego, vezi Am în casă, înțeles. e... o în față e o casă. Am luat scaunul, băieții, hai să facem niște zombie cu scaunul. Uitați acolo, casa dărâmată. Cel Deci mai ne... nasol joc de... What the fuck? Ne baricadăm Au zis, înăuntru. bă, fiți atenți. Mișcați-vă așa prin jurul casei și nu lăsați zombii să vină după mine, ca să iau, să pierdeți tot din casă. Da, aici eu zic să ne facem bază aici dedesubt. Du-te frate, că e gras înăuntru, du-te frate. Ce e în Du-te, casă? tu du-te, că tu du-ți ai pistol. Ce e în Deci... casă? Ce e în casă? În gras. Va de capul meu. Bă, mai închis aici.
Vă jucați ca niște copii acum, să mori, da. Dracu, să colaborați între voi, nu lăsați pe cuiva de prost. Colaborați, dracu, între voi. Bine, mă, puiez-o, bă, pe aici. Bă, nu sparge ușa. Ca să nu vină zombi, că uite, trebuie să mă... Faceți toți câte ceva, nu să unul, să stea unul, să... Da, frate, dacă intră zombi ăștia în casă, încep să... Mulțumesc că mă lăsați aici. Bă, eu văd o mașină, mă duc la ea. Hai, că eu încerc să supraviețuiesc singur, că ăștia n-au chef. Am cu... Eu curăț casa. Și unde observi cât mai e până la ziua sau până... E sus în partea stângă, ceasul și ziua. Te uiți după soare. Și va nu stă de la... De pe la 8-9, am venit. Începe zombii să fugă. De asta ești apluit, frate. Găsit o casă, cam de răpânată, parcă a fost bombardată. Eu o duc cu felul. Uite acolo Ghiozdan, Ghiozdan. Păi unde ești? Costi, tu de ce nu vrei să intri? Ah, ok. El vrea să-și apluiet, n-ai auzit? Aș fi vrut și eu să încerc ăla... Outlast. Nu Outlast. Cum îi zice, mă, duță la jocul ăla care ziceam eu că merge numai din consolă? State of... Decay ăla, da. Dar am înțeles, deocamdată merge doar din gamepad și nu știu să joc din gamepad deloc jocurile astea. Mamă, dacă zombi să-mi bag picioarele. Și poți să găsești ghiozdan, ceva, să ai mai mult loc sau cum? Nu, tu dai pe I. Așa. Și ai tot inventar. Iron ingot. Și ce dracu e ăsta? Trebuie să găsești rețete sau cum? Nu, dai pe I și sus în dreapta se apare paper, de exemplu. Dacă ai o carte la tine, dai sus pe paper. Wow, ce-am găsit aici. Și se arată unde să pui cartea. Și ai făcut rost de foi. Și atunci ai rețeta. Dacă trebuie să-ți dai seama unde să pui fiecare. Da, nu arată. Păi de ce nu? Cum dracu îți dai seama? Păi, doamne, cum ți-ai putea da? Deci dacă ți arată dita mai... Turru! Bine, nu știu cum să-i explic așa. Pătrățele deci... îndreptate așa în diagonală și să-mi arată așa încă trei pătrățele sus. Asta înseamnă a face un topor. Deci pătrățelele care, după ce ai dat click pe lista din dreapta pe un cuvânt, așa. Pătrățelele ți-ar apar luminate, să zic așa, mai luminate. Da, mă rog. Ia și scaunul ăsta. Și cum pun iteme în inventar? I și le muți în inventar. Inventarul de sus, ăla mare, îți va rămâne mereu la tine. Ăla-i ghiozdanul. Ăla de jos, după ce vei muri, ăla îl vei pierde. Și am găsit un shotgun. Trebuie neapărat să țin și gloanțele acolo, nu? Da, trebuie să ții gloanțele în bara de jos, ca să poți să încarci. Să mă-i pe harta. Cât de dracu? Si. Duțu? Da. Mi s-a întâmplat ceva bizar. Ce? Uite carne, dacă omorâm animalul ăsta, putem să-i luăm carnea să o mâncăm crudă sau trebuie să facem foc? Crudă. Crudă. Omoară duță. Mie mi-e milă, mie mi-e hee să mă. Bă, atâta timp că-și mă omoară. Asta carne. Îți jmei că-l da, bă, am fost odată cu duță, am găsit acolo niște porci. Dacă trebuie să dau sensibilitatea puțin. Nu mai poți să schimb acum sensibilitatea la joc? Nu, folosește DPU de pe mouse. Ce e ăla? DPU, e un buton pe mouse care dai per și schimbă pixeta. Ți s-a mai întâmplat și vreodată să te duci la 2 metri de zombie și zombie să te ignore și să te ducă înapoi în casă? Așa mi s-a întâmplat mie și ciudat. Duță, tu trebuie să fii atent cât mai avem până se face seara, deoarece eu am ăla cu FPS-ul acolo în colț. Bă, băieți, dacă ați aveți nevoie vreodată de mine, eu m-am dus spre parcul ăla mare cu casă. Trebuie să mergem, uite că am mai găsit niște gloanțe. Ia. Deci, Fuego, știi ce zic eu? Să mergem într-un oraș. Păi asta zic acolo și eu, să mergem într-o casă. Cât mai e mult până se face seara? E ora... E de bea 2. Cât? 2 de bea. Și mai e mult? Hai să mai luăm carne. 2, 2. Am găsit deja o casă. Și înăuntru e un felis care conține o armă. Ajută-mă să spargem ăsta, avem nevoie de lemn. Dar ce au zombii ăștia, frate, deci zombii ăștia se duc în casă. Păi și cum, dai cu pumnii? Da, în asta de jos. Da, dă-te-o când am vrut că-ți făcut. Dă-te la zombii, ai grijă la zombii. Nu vin, sunt de fapt. Asta e cu zombii ăștia, să duc o lampă mai bine. Nu știu ce-ai făcut ăla, serverul ăla. Dar de-aia... Nu mai vinde la 20. Unde-ți vezi sângele? Unde-ți vezi viața? Jos în stânga. Adun eu tot lemnul și-l facem acasă, inima, da? Inima aia?
Deci eu am 12 cartușe, cum ar fi. Ia, sunt multe. E ok, ține. În spatele tău, sub tine. Dai S, E, E. Unde, pe ce? Aici. Gata. Așa, bram, bram, pentru bram. Pentru la inimă sunt plin. Trebuie să mergem partea alaltă, în partea asta nu e orașul. Eu zic să mergem lângă lac, acolo. Mamă, ce fermă. E vreo casă lângă lac? Da, pe alea cu pătratele, alea cu maro, sunt casele. Aha. Hai lângă apă, hai. Hai lângă lac, acolo. Aaaa, morții tăi! Cum să te întorci, frate, lângă... în spate. Hai să controlăm și mașina altă. Hai, încerc să fac eu un topor dacă îmi dau să... Azi, mă? Am impresia că pe omul ăsta care îl controlezi, eu l-am violat un zombie din spate. Și sprintul ăsta e la infinit? No. Nu, ca să ți-l încarci, îți trebuie apă. Apă. Hai să-ți vezi tu bara de sprint în stânga, cu albastru închis. Și cu albastru deschise, dacă ți este sete și mâncare. Hai du-ți. Stai așa că mă uitam cum să fac un topor. Ce trebuie? Mamă, dar e intens jocul, adică... Minecraft! Îți dă un fel de impresie cum te-ai simțit în stand-alone. E încă în varianta alfa, vor fi foarte multe buguri, ai grijă că zombii pot sparge pereții. Cum ar fi? Mamă, cu zombii sunt pe aici. Da, zic... Hai spre apă, hai spre apă. Dânsu! Păi știu un semn, ca să știm cum să vorbim mai pe rând. Wow, ce foarte aici. Da, nu știu de ce, dar foarte ăla că mă ignoră. Adică m-am furișat foarte bine pe lângă un zombie și nici nu m-a strâmbit foarte mult. Și e bizar. Și de ce îți dă în casă, mă? De ce în casă? Nu, dar o să spargă pereții casei. De ce? Pentru că văd că o să spargi și cel mai bine e să ne punem sus. Haide. Sus în pod. Eu scar din aia. Hai să mergem în altă parte, hai să mergem la... Hai să... Nu intra în casă. În casă e întuneric și fug zombi, nu e bine. Da, bă, dar vedeți că puteți să vă furișați pe lângă zombi. Îi puteți venta. Hai să mergem în oraș, poate găsim o locuință cu... Dar pe unde naiba sunteți? Vezi că pot să caut și în buștenii ăștia. Aaa, sunt și toți voi pe zona verde. Duceți-vă acolo din pătratul ăla mare cu mai multe pătrate mici, mă rog. Că ăla e oraș. Nu, că acolo am eu un puțin lung. Da, ok, dacă vrea frigo, ok. Vrei? Uite, aici, în hambarul ăsta, putem să ne urcăm. Ca frigo, da? Duzu, am ceva ce tu nu ai. Hai, ce facem? Mai recoltăm lemne? Nu, dar putem să ne urcăm sus. De ce? Tu stai și chimiește-te cu... Mamă, muniție de pistol și muniție de MP5. Da, uite, în casa asta la asta acolo. Uite, în asta e bun să mergem. Uite aici, du-ți. Da, avem oare cu trebuie să scăpăm de zombie și avem cu mitra. Dă-le în cap! Da, de ce am ajuns în orașe? Ce naiba? Am intrat. Știi, îți dau un sfat. Ia tot repede. Și fugiți. Nu zombie și fugi. Mă, aruncați-vă pe geam. Ai intrat în casă? Nu, că s-au să-i omor pe ăștia. Nu, stai, intră repede, că baricadezi ușa. Am mai vedeți că mai luat. De ce? Poate că baricadezi ușa. Am bazuca. Am găsit gloanțe pentru tine, geamantanul, din partea dreaptă. Auzi, mă? Duțu. Vezi dacă în casa în care sunteți e un bun seif. Știu că acolo găsim armă. Da, acolo poți găsi foarte de bazuca. Am ajuns acum în acest oraș și hai, cum, și cum baricadăm? Cum punem aici? Uite, pui, am eu lemn și pun așa.
O să se pot face spike-uri, să nu mă din pată, dar aș prefera să faceți mai mult bine spike-uri. A, uite, hai să facem torci și pentru torci bănuiesc că ne trebuie ce? Ne trebuie leather. Sunt niște bucăți de pânză. Uite, de exemplu, dacă spargem asta. Dacă spargi canapeaua, îți dă... Ia, motherfucker! Uite, vină cu zi-o. Deci dacă spargi draperia, îți va da o chestie. Cloth fragment. Asta o iei, uite. Uite, vezi? Da, dar ce bine o duc. Și asta îți pui cu sticuri. Vine cu asele. Cupru. Cu stick și îți arată sus în dreapta ce pică poți să faci. Așa, ia ce avem pe aici. Torci. În noaptea asta aici rămâne. Păcat că nu-mi zice și exact ce trebuie să pun la mijloc acum. Da, dar după ce faci odată o rețetă, o să-ți, când ai frigul pe rețeta aia, o să-ți pună chestiile. Vitemele. Am crezut că... Cui sună câinele? Cui sună câinele? Torci. Cui latră câinele? Da, ce... Zombie nesimțit! Dar de când există, de când grașii au costume de polițai? Ai zis, bă? Păi, nu înțeleg, de ce mi-arată torci dacă eu n-am leather? Uite, ba, ai! Nu, nu e leather, e cloth fragment. Aha, și ce pun, cloth fragment și? Uite, de exemplu, pui jos, aia de jos un stick și aia de sus un cloth fragment. Gata, am găsit. De sus, să fie aia. Okay. Așa. Baricada suntem. Eu zic să stăm aici. Sleeping bed ce e? Acolo unde îl pui, ți se salvează. După ce mor, te va da acolo. Sleeping bed? Uite, hai sus, hai să urcăm sus. Cred că-i sleep. Eu de ce am așa puține de astea? Am decât un lemn. O să-ți dau eu. De când găsești? Cât mai e? Se face seara? Uite, puține și tu, frate. Da, aici acum... sus trebuie să stăm. Acum se poartă. Hai să baricadăm pe aici. Ok, se face seară. Dăm lemne, dă lemne să te ajut. Aici ce trebuie să baricadăm e scara. Nu, neapărat. Și pui așa, pe scară, pui pe scară în sus. Da, mai bine pe... Mai vină cu asta, mai pun și eu. Hai, pune-te. Nu, intră la mine aici. Stai așa că ne trebuie asta pentru că astea, stai așa să zic ce ne dă, ne dă scrap metal din care faci fier. Iron igla. Ce naiba, opa. Opa. Ce naiba fac eu cu capacele astea că nu mai... Până asta e, nu? Hai, hai sus, hai să mai baricadăm pe aici. Nu, că zombii n-au cum intra. 1, 2, 3, 4, 4 chestii. 4 beți. Am 4... pus, tu baricadează aici cât iau eu asta, după aceea ne mutăm sus de tot. Bă, de-acum ar trebui să vă baricadați într-o casă. Așa ca mie. Adică să vă duceți în pod și să nu mai blocați ușile. Noi o să blocăm și podul. Imediat stai așa că astea chiar, astea scrameturile sunt foarte folositoare pentru a-ți face pickaxe, shovel, axe. Ok, să vedem cum e podul. Perfect, scrap metal. În sfârșit am găsit și eu. Poftim? Gata, mă, da. Avem după pod. Ok. Am trei lanterne, băi. Și cred că mor de foame. Este. E ok. Să fac și... Am vrei. Unde am pus toate bețele?
Au! A, mor de foame! Și de set. Și am de ce-mi scade din viață. Cum mănânci? Mă, dar ce n-ai făcut de găsit? O pui în mână și dai click dreapta. Ia-o, că ai aruncat un click. Bă, dar ce ala, că am nevoie de hârtile. Bă, vin zombi. Nu, că nu vin la aia, sunt jos. Așa ar putea ca zombi nici să nu vă vadă în casă. Da, ea o să spa, acum aia sparg ușa. Și dacă pun niște torțe de-astea pe aici? Da. Înseamnă că zombi sunt după voi. Ai pus pe aici, pe la asta? Da, e jos ușa pusă. Jos cara, aici n-au cum să urce sus. N-au cum? Nu, asta e bine, zombii nu pot urca pe chestia asta. A, nu pot urca pe scară? Nu. Aaa, da, dar din Alpha 2 vor putea să se urce pe pereți. Și să zboare. Și să zboare. Cum să zboare? Nu știu. Albine mutante, cred. Da, exact, albine mutante. La fel cum sunt unii monștri care înseamnă cu ei din Chile în flor, orice e posibil. Așa, să vedem ce putem să facem. E cel mai mult îl aștept pentru mai multe arme. Da, vor fi multe arme, va fi frumos. Uite, barbed wire. Ce tare. Ia să-mi pun și o set de full. Cam aici apă. Pot mânca apă dacă vreau. Asta pentru tine. Oh, dă-mi și mie. Asta e pentru tine. Bă, ce ciudă am eu acum pe voi. Aveți ud. A, dar zombie nu mă urmăresc pe mine, deci pot să ies afară. Glass jar ăsta îmi trebuie la ceva? Da, îl umple cu apă. Sparge peretele ăsta, pentru că o să avem mare nevoie de lemn. Aha. Ce mă, sper că n-o să mai fiu pe lângă vestea cu noi, zombie, nu mă mai urmăresc așa de vezi. Nu am văzut pe cineva la fereastră. Old wood, și cu old wood ăsta ce faci? Old wood, îl pui în mijloc și îți va da old plywood. Ăla îl pui în mijloc și îl copezi. Dracula, încă nu-l am. E în inventarul mare sau în inventarul mic. Auzi, Duțu? Ah, gata, gata, l-am. Îl pui în mijloc și îți face plywood. Și ăla îl pui iar în mijloc și îți dă sticuri. Duțu? Da. Am auzit că și că în Alpha 2 sau în jocul final și că o să pun ăștia mașini. Și cu sticurile alea ce faci? De toate. Nu. Section alarm, what the fuck? Sharpened stick, ce dracu. Un stick mai puternic, zombie ne târnici. Leather, uite un leather. De ce voi? De ce voi? Măcar am un din asta de rezervă. Section arm, ce asta? Nu știu din ce se face. Cel puțin a murit unul dintre noi. Om, ai murit? Da? Yeeey, au zis, nu trebuie să mai ne facem griji. Ai un deget ridicat de la mine. Am yeah. Cum o să fii cel mai vechi în jocul ăsta să mulți? Pentru că am pregătit să stau acolo când aveam niciun. Și cât durează noaptea asta? Păi se face dimineață. Deci e ora 11 până la 7 și cât. Ok, atunci băieți, se pare că aici o să terminăm prima parte, o să revenim. Cine știe, posibil să nu revenim fix din acest loc, nu știu cât de mult o să joc chestia asta, nu știu cât de mult o să filmez, cu siguranță cred că o să mai urmeze, nu știu, până când o să încep să mă plictisesc de el. Sper că v-a plăcut mica parte, introducerea la acest joc, dacă vreți să vedeți mai multe despre el, nu uitați să spuneți chestia asta în comentarii, nu uitați să vă spuneți gândurile acolo, eu ca întotdeauna o să citesc și o să răspund la fiecare chestie de-a voastră. Sper că v-a făcut plăcere să ne urmăriți. Până data viitoare, eu și cu băieții vă urăm numai bine, să aveți o zi bună în continuare. Bye bye. Ciao, ciao.